Bun găsit la ediție specială, sunt Ciprian Jaș și aflăm în această seară dacă poliția locală din Galați își reduce numărul de agenți, aflăm de ce salariile unor polițiști au fost micșorate, de fapt a tuturor polițiștilor, cine este de vină pentru acest lucru și aflăm, bineînțeles, ultimele evenimente care s-au petrecut la poliția locală de la directorul acestei instituții, domnul Cristian Găscă. Bine ați revenit la noi! Bine găsit! Am foarte multe întrebări pentru dumneavoastră, o să începem cu ceea ce am anunțat la început. Dați afară oameni? Nu dăm afară. Conform statisticii de la 31 decembrie 2010, populația Galațiului a rămas la 288.000 de locuitori. Conform ordonanței 63, cea care ne-a obligat, știți, acum de ani să disponibilizăm pentru peste 420 de polițiști, scrie acolo în ordonanță un post de polițist la 1.000 de locuitori. Da. Și atunci scădem de la 290 de polițiști la 288, dar erau două posturi vacante de șef birou pe care le reducem, deci nu umblăm la personalul operativ. Practic, real, nu dați niciun agent afară. Nu. Reduceți organigrama cu două posturi. Cine a dispus sau cine v-a trimis? Prefectura? De la prefectură, da, este o adresă de la prefectură prin care urmează să reducem numărul de posturi. Acum, din câte știu și totuși, regensământul ăsta s-a făcut un pic cam în fugă. Pentru că noi am făcut câteva reportaje la vremea și au fost oameni care spun, dom'le, nu mi-a venit nimeni la ușă, nu mi-a bătut niciun recenzor, să mă întrebe cum mă cheamă, câți ani am, dacă am publicat. Da, știm foarte multe cazuri de care blocuri întregi fost recenzate. Și atunci cum poți, întreb eu, acum discutând, prefectul poate să spună, da, domne, suntem 230 sau suntem și 150 și noi ne obișnim cu numărătoarea la Roberta Anastase și hai să dăm afară oameni de aici, cel puțin. Da, dar vedeți că la noi numărătoarea nu se face în plus, cum s-a făcut la doamna Anastase. La noi se face numai în minus. Dar care ar fi, din păcate, cine pierde aici, pierde orașul Galați. Pierd oamenii pentru cetățenii municipiului, pentru că nu mai sunt apărați cum trebuie datorită reducerii numărului de angajați ai poliției locale. Deci nu ne mai putem asigura ordinea și siguranța publică, micșorând mereu efectivele. Păi, deja ați pierdut odată teren prin faptul că ați disponibilizat, conform ordonanței nenorocite, da, 60% din efectiv. Deci unde erau încă 400 polițiști pe străzi, acum... Da, din păcate, cum știți prea bine, și știți că și la dumneavoastră mai venit cetățeni care spuneau, dacă țineți minte, cu școlile, întrebau, domnule, unde sunt polițiștii care au la școli. Din păcate, serviciul pază școli de la poliția locală a trebuit să fie desființat, pentru că, făcând disponibilizările, în urma examenilor, concursului care a fost nou examen, au trebuit să plece de acolo. Și normal că atunci cei care au la școli au trebuit să-i trecem pe stradă, să cât de cât să avem oameni pe stradă. Dar din ce știți, știu că s-a creat o firmă care a preluat polițiști, o parte din polițiștii disponibilizați și urmau să rămână la școli. Se mai regăsesc agenții aia pe la școli sau nu prea? La firmă mai sunt, dar din păcate am înțeles că de la multe școli au fost scoși cei de la care fuseseră polițiștii comunitari și care totuși aveau o experiență și au apărut alte firme în locul lor. Da, acum depinde, nu știu, și conducerea... Și aici e vorba de siguranța copiilor noștri, deci aș ruga și pe directorii de la școli să fie atenți cu cine fac contractele, pentru că nu mă bag în noi treaba mea, dar una e să vii să ai un om care instruit, care a fost lucrător al poliției comunitare și să lucreze la școlile respective și una să adune pe cineva de pe stradă care are un tarif mai mic și să-l ducă la faza, că e vorba de copiii noștri. Dacă vă aduceți aminte, la liceu parcă a fost un caz când a venit unul cu un pistol cu bile și trăgea în colegi în timpul orii și ați trimis mascații, dar aveați agent de pază de la poliția locală. Da, cel care în primă fază le-a intervenit și apoi a chemat echipa de intervenții care să-l ridice pe respectiv. Nu am nimic cu unii agenți ăștia de pază, dar am fost la câteva școli, că noi tot mergem și făcând materiale pentru știri. Sunt unii agenți care, domnule, zic că sunt elevi, adică n-au nicio, să spui că impun așa, din păcate, unele firme, adică preferă să angajeze tineri care le dau și un salariu mic, îi folosesc mai mult timp și cu mai puțin instruire. Dar nu ți-apără copiii, hai să fim serioși. Nu, așa este, că am observat și noi, dar asta este, din păcate, renunțând la oamenii ăștia peste voința noastră, că nu ne-am dorit acest lucru și erau oameni pregătiți, foarte buni și ne-am trezit într-o dată că a trebuit să renunțăm la ei. Și iarăși, vorbind, renunțăm la ei, cetățenii sunt nemulțumiți de ce se întâmplă la școală. Mai am o problemă semnalată de câțiva agenți la dumneavoastră, nu-i vorba de o grevă, vreau să vă spun de la început. Pur și simplu oamenii au venit, cum vin de obicei, la
la presă, cel puțin la TV Galați au venit de multe ori și știți că am mai pus problema în emisiuni, cu nemulțumiri cu ce au avut. Și au zis, domne, ni s-au redus salariile, ni s-au luat din salariu. Deci agenți de la poliția locală. Le-ați sancționat disciplinar oameni, le-ați luat din bani? Nu, nu e vorba de salariu aici, probabil s-a înțeles greșit. Salariile aceleași, dar veniturile nu mai sunt, pentru că este o acțiune a prefecturii în instanță pentru blocarea normei de hrană a polițiștilor locali. Deci e salariu fix, da? Salariu, da, și norma de hrană pe care o iau ei ca deci și supliment pentru faptul că caloriile zilnice sunt pe stradă. Ați văzut când a fost viscolul, singurii pe care îi găsesc pe stradă erau polițiștii locali, care mergeau cu utilajele de zăpezire ca și antemergători, erau pe stradă în orice situație. Normă de hrană se dă și la Poliția Națională, din Crești, nu? Da, și, dar nu numai la Poliția Națională. Avem colegii de la Brăila care iau norma de hrană de mai mult de un an de zile. Deci poliția locală din Brăila și ia normă de hrană. Da, deci brăilenii au... care noi zicem că vai ce bun suntem noi gălățenii, noi nu suntem în stare să dăm, că avem acțiuni cu prefectura. Și la Brăila, adică... colegii noștri iau norma de hrană și o bună înțelegere acolo între autoritățile locale și adică poliția locală. Adică asta e la latitudinea prefect. Prefectul nu, prefectul nu vrea să dea norma de hrană polițiști, da? Păi da, cam așa este, da. Dar cine... face chestia asta din prefect? Păi e o doamnă topciu acolo care ea are o problemă cu poliția locală după ce a lucrat la primărie. Ba da, a lucrat la primărie ani de zile și acum are ceva cu... Nu știu dacă e, eu pot să o interpretez și politic, că n-ar avea ceva cu oamenii, au ceva cu mine, că eu provin de la PSD sau cu primarul Dumitru Nicolae care e de la PSD. Și noi nu răspundem la comenzile politice ale dânșilor. Noi ne vedem de ce ne-au cerut cetățenii, ordine publică și ce se întâmplă prin oraș. Bun, deci, și pot să iau așa, că au cerem... ceva cu mine personal, ca și conducător al instituției. O să cerem și dar un punct de vedere nu este normal, pentru că 300 de familii care sunt la noi la poliția locală să aibă probleme din cauza unei persoane, să spun eu, care are o problemă cu cei de la prefectură. Sau invers, prefectura are ceva cu conducătorul instituției. Bine, acum mie oarecum nici nu cum să interpretez, pentru că mi-e greu să cred că nu, deci cineva eu știu, poate să fie atât de... Și anul trecut a mai fost când fusese și alt prefect și abia am liniștit oamenii să nu facă manifestări. Dar anul ăsta nu mă voi mai opune, știu ce urmează să facă oamenii, nu vă spun pe post, o să fie o surpriză pentru dânsii. Exact, da, ce le-am spus, că anul trecut am intervenit și le-am zis să stea liniștiți și să dea norma de hrană, acum chiar nici nu mă mai interesează de prefectori. Este dreptul oamenilor să dă în țară, deci nu e a descoperi poliția locală, cum se spune, apa caldă de la Galați. Norma de hrană se dă și la foarte multe poliții locale din țară. Și oamenii este dreptul lor să facă ce au de făcut, ori să vadă ce, știu că ce urmează. Nu povestesc eu. Dumneavoastră nu faceți politică? Nu fac politică, dar așa se spune, că dacă am fost membru PSD, hai să vedem ce facem la asta. Da, acum eu pot să analizez jurnalistic. E o decizie foarte proastă a prefectului. În prag de alegeri reduci norma de hrană a polițiștilor? Păi chestia asta îi afectează și probabil și asta. Probabil s-au gândit să reducem acum cu oamenii nu o să mai fie așa vigilenți. O să fie cu gândul că nu și-au norma de hrană și nu o să mai fie atenți ce se întâmplă în timpul alegerilor. Dar din ce mi-au spus oamenii, au spus că vor fi chiar foarte atenți ce se va întâmpla în perioada campaniei electorale. Păi noi avem, acum nu știam că, dacă știam care e legătură prefectul și prefectura cu norma de hrană, pregăteam material din campanie să reamintim gălățenul. Nu, dar mi se pare ciudat. După ce prefectul a avut timp să atace, norma de hrană este din aprilie, aproape de acum vorbim de un an, putea să atace în termenul legal de 6 luni. Asta e așa, să ne jucăm o leacă prin instanță. Da, că conform legislației în vigoare aveau cele 6 luni în care să atace sau să nu atace și nu s-a atacat. Deci hotărârea este validată și legea și spune un HCL intrat odată în vigoare nu mai poate fi anulat când și-a produs efecte. Da, da, fine, lăsăm, că eu am încredere în instanțele gălățene, am avut întotdeauna încredere și sigur se va rezolva. Eu să cer și un punct de vedere de la prefectură, să cerem și noi să vedem de ce prefectul nu vrea să dea norma de hrană polițiștilor local, care și așa sunt puțin și trebuie motivat să ia să păstreze, mai ales că la Brăila se dă, dar până acolo și acolo prefectul de la PDL este. Că acum... Da, prefect PDL este și la București, prefer PDL este la Bihor, este și la Slatina, și la Brașov, și la Timișoara, și la Iași, deci peste tot sunt prefecți. Deci nu... Nu, aici la noi, probabil, v-am zis, o ambiții referitoare la persoana mea sau persoana primarului. Am zis, haideți să vedem, am lămurit-o cu problemele astea două, noi nu o să lăsăm aici, o să, mai ales că agenții care au venit și ne-au semnalat diminuarea de salariu,
venituri, nu salarii. Venituri, salarii. Bine, probabil s-au exprimat greșit ei. Știți cum este când vii la televiziune, mă vezi și camere să mai fustice și mai... Dar noi trebuie să le dăm un răspuns. Eu am două numere de telefon de la ei, o să-i contactez după emisiune. Dar o să, mă rog, o să știe și cine de fapt le-a luat din bani. Că asta e, până la urmă, acolo Da, știu ei, știu prea bine că... Sau atunci probabil că vreau să ne impulsioneze pe noi să mergem la prefectură să... Nu știu, nu cred. Ei, nu, oamenii sunt nemulțumiți. Omul vine, vrea, nu vrea să iei banii. Adică ai 6 milioane și ai o familie, ai copii și tu să trăiești din 6 milioane. Păi și iarăși revin. Vara, când este caniculă, îi găsești pe stradă și conform legislației trebuie să-i dai 2 litri de apă minerală. Da. Iarna, la minus, cât a fost așa, să le dăm ceai. Da. Păi și hrănești o poliție da, cu ceai și cu apă. V-am mai spus eu și anul trecut, când a mai fost problema iarăși cu celălalt prefect, că Rembo pe burta goală nu se poate face. Deci le cerem să fie super polițiști, dar cu salarii de 6 milioane. Corect. Haideți să vedem un material pe care ne l-ați pus noastră la dispoziție, o acțiune de a agenției noastre. Regia, haideți primul material. De ce ai sustras capacul de acolo? Ca să iau și eu care, pentru că n-am vrut să stau, n-am vrut să stau. Deci vrei să-l valorifici, da? Da, da, n-am vrut să stau, n-am. Și unde vrei să-l duci? La care centru? Unde apucam, ori acolo, 17 ori pe aici. Unde la care centru? Mai este unul aici, în 17. Ăla primește capace de canalizare? Nu știu dacă primește. Păi cum de tine te-ai gândit să duci la... Ori pe aici, n-am vrut să... Deci n-am vrut să stau, n-am nicio. Deci ai luat capacul de acolo ca să... Să-l faci bani. Da, da sau nu? Da, da. În timp ce urmăream materialul, ne-au sunat în regie unul din consilierii locali din comisie. De fapt, haideți să nu-i dăm numele, să nu-i facem rău. Care mi-a spus, așa, mi-am notat, că norma de hrană, că ce am zis la început de emisiune, a fost votată de toți consilierii locali. Adică, PDL-ul se mai opunea. Este, dar... Nu, și chiar aici vreau să fac public acest fapt, că toți consilierii din Consiliul Local, indiferent de culoarea politică, câți de la PDL, PSD, PNL, PC, au fost de acord cu acordarea normei de hrană pentru polițiștii locali, pentru că ei știu prea bine ce buget avem noi și ce salarii au oamenii respectivi. Și chiar nu a fost nicio obiecție, toți au, și nu o dată, de două ori. Deci aici, practic, se pare că nu e comandă politică, că altfel dacă era comandă, cel puțin PDL-ul s-ar fi opus. Nu, deci chiar e un paradox, eu nu înțeleg. Și banii nici nu vin de la bugetul național, ca să spun. Închidă primăria, da? Da, deci consilierii locali au votat unanimitate ca din bugetul local. Bă, ce treabă are prefectul? Eu nu înțeleg o chestie. Bun, prefect, reprezentantul guvernului în teritoriu trebuie să facă zdrea. Dacă primăria spune care bani să plătească la poliția locală. Ar fi trebuit să se gândească la oameni ăștia. Au cu mine, cu primarul ceva, asta e separat, putem să ne luptăm noi. Dar oamenii aceștia sunt nevinovați. Deci este dreptul lor de a avea acești bani. Cu atât mai mult că dacă cereai bani de la prefectură, zici, domnule... Nu, deci noi n-am cerut bani nici de la bugetul național, pentru că normal, cer de la bugetul local, că după legea poliției locale avem bani din subvenție de la bugetul local și din venituri proprii. Și normal, aici ni s-a acordat tot din bugetul local. Mi se pare o chestie, nu știu, mă rog, o să judece și electoratul până la urmă, dar cred că și agenții poliției locale, pentru că dacă primăria vrea să dea niște bani la poliția locală... Bani care sunt, care deci și avem deci prevăzut avem, în exact, bugetul pe prefectul anul acesta. Prefectul se opune pentru că așa vrea el sau această doamnă Topci. O să ne interesăm și noi să avem un punct de vedere. Acum ați cam agitat spiritele pe la prefectură, că au fost cazul ăsta cu, mă rog, cu arestări, cu ce-a mai fost, dar trebuie neapărat să avem un punct de vedere pentru... Eu aș vrea, adică o să-l invit pe domnul prefect în emisiune la noi să spună polițiștilor locali de ce le-a luat din bani. Deci o să vă vin să spună că este nelegal, că nu e scris, nu adică știu. Adică la Brăila e legal, la noi nu e legal. Da, deci o hotărâre de Consiliul Local aprobată în unanimitate se consideră că e nelegală. Dar eu nu înțeleg un lucru, dacă s-a considerat că e nelegală, deci nu s-a atacat în termenul legal, corect, care era ala de 6 luni, sau măcar în cele o lună de zile când s-a transmis HCL-ul la validare. O să aflăm răspuns într-o altă emisiune, am depășit deja timpul un pic. Vă mulțumesc pentru prezența în pentru astăzi sunt Ciprian Jeașcu, vă dau o nouă întâlnire mâine seară. Până atunci rămâneți pe TV Galați.